Vă salut, dragi prieteni ai televiziunii 6TV. Sunt Ștefan Pușcă și iată că începem o nouă ediție a emisiunii Meditația Săptămânii. Emisiune care vă invită într-o călătorie în lumea tehnicilor de meditație, însoțită de numeroase exemple. Și, ceea ce este mai important, vă invită să medităm împreună. Vom face acest lucru prin intermediul meditațiilor ghidate, care vor fi prezente în fiecare emisiune, meditații pe care vă propun să le faceți împreună cu noi. Le puteți repeta apoi, în orice zi, la orice oră, fiindcă le veți găsi pe playlistul emisiunii Meditația Săptămânii de pe site-ul dialoguri.info. Astăzi vom continua călătoria noastră în lumea meditației, răspunzând cererilor unui mare număr de telespectatori. Ei mi-au scris cerându-mi să fac un curs de meditație pentru începători, în timp ce alți telespectatori mi-au cerut un curs de meditație pentru avansați. Am căutat să împac ambele cereri, așa că voi prezenta în perioada actuală un curs de meditație care va merge de la nivel începător până la nivel avansat. Puteți citi fragmente din acest curs și pe site-ul meditamempreuna.ro. În altă ordine de idei, vă promit că voi reveni în câteva săptămâni și cu povestea Secretul Maestrului și veți putea afla ce anume s-a mai întâmplat cu cei doi eroi principali ai săi, maestrul Kan și discipolul său Soren. Până atunci, vă prezint capitolul de astăzi din cursul de meditație. Ar fi trebuit să scriu în episodul de astăzi al cursului despre nivelele de somatizare a stresului. Nu voi face acest lucru, fiindcă vreau să închei această parte a serialului nostru despre meditație într-o manieră mai neobișnuită și mai optimistă. Voi vorbi despre zâmbetul enigmatic al lui Buddha sau despre regăsirea bucuriei de a trăi. Se spune că fiind foarte bătrân, Buddha își adună într-o zi discipolii într-o poiană, așa cum făcea de obicei. Preanțeleptul culese o floare de lotus dintr-o mlaștină, a cărui rădăcină era plină de noroi, în timp ce petalele aveau, ca de obicei, un alb curat, strălucitor. Discipolii săi stăteau într-un cerc în jurul său, privind floarea de lotus, în timp ce Buddha zâmbea liniștit și enigmatic, fără să scoată un sunet. Era una dintre multele lecții tăcute pe care le dădea discipolilor săi. Mintea lor căuta fervent. Oare ce ar trebui să-i spună maestrului? Ce simboliza oare floarea? Cum se integra imaginea florii în contextul învățăturilor sale? Noroiul și apa care curgeau din rădăcina de lotus simbolizau oare mizeria inevitabilă a vieții fiecărei ființe? Floarea simboliza oare nirvana? Stingerea întregii suferințe? Sfârșitul iluziei și găsirea adevărului? Încetarea ciclului vieții și al renașterilor? În mlaștina de unde culesese lotusul, coexistau mizeria și puritatea. Oare ce vroia să spună Siddhartha, aducând floarea în mijlocul lor? Care dintre ei va înțelege primul, esența învățăturilor, dar a imaginii florii? Unul din discipoli, privind floarea, a intrat în extaz și după câteva clipe a început să zâmbească. Buddha a dat lui floarea de lotus. Lecția s-a încheiat. Soarele a apus în acea zi, lăsând pe planeta Pământ încă o persoană iluminată în afara maestrului. Înțelepciunea supremă, ca și zâmbetul, devenise contagioasă. Tot prin zâmbet. Zâmbetul vindecă. Zâmbetul iluminează. Sufletul nostru, al celorlalți, se transformă. Zâmbetul alungă răul din viețile noastre.
ne conectează între noi și ne ajută să devenim mai destinși, mai conectați cu divinitatea. Zâmbetul ne schimbă în bine viziunea asupra vieții. Următorul exercițiu, pe care l-am numit Zâmbetul lui Buddha și se găsește în format audio pe site-ul meu personal, stefanpusca.ro, vă va arăta forța transfiguratoare a zâmbetului. Iată cum se face. Stați așezați pe un scaun în poziția de relaxare. Începeți cu o scurtă relaxare a mușchilor faciali pe verticală, de sus în jos. Fruntea, globii oculari, obrajii, buzele, limba și maxilarul inferior. Apoi zâmbiți cu ochii închiși. Mușchii din jurul ochilor trebuie să participe și ei la zâmbet. Apoi toată fața trebuie să se integreze în el. Conștientizați starea pe care ați obținut-o. Gustați această stare timp de câteva secunde. Bucurați-vă de ea. În continuare, mutați-vă atenția de la nivelul feței și scanați-vă imaginar întregul organism. Găsiți zonele în care aveți stări de disconfort. Găsiți cele mai importante trei zone în care aveți senzații neplăcute. Identificați-le și țineți-le minte. Reveniți la nivelul feței, la zâmbet. Simțiți din nou senzația plăcută pe care vă dă zâmbetul. Imaginați-vă că mutați această senzație pe zona unde ați simțit cel mai mare disconfort. Faceți senzația de disconfort să se deformeze într-un zâmbet. Faceți acea parte a corpului dumneavoastră să zâmbească. Repetați acest lucru și cu celelalte două zone în care simțeați ceva neplăcut. Imaginați-vă că tot corpul dumneavoastră devine un enorm zâmbet. Simțiți senzația respectivă în fiecare celulă a organismului. Apoi căutați în corp sursa acelui zâmbet, punctul din ființă care zâmbește în continuu și exprimă mereu bucurie. Este vorba de bucuria de a trăi, iar punctul este în inima dumneavoastră. Acesta a fost conținutul cursului de meditație de astăzi. Vă aștept să urmăriți continuarea lui săptămâna viitoare. Și, în continuare, vă propun să facem împreună lucrul la care se presupune că ne pricepem cel mai bine. Și anume, să realizăm o meditație. Pentru astăzi vă propun o meditație foarte frumoasă pe care am luat-o de pe site-ul inteligentacorpului.wordpress.com. Mulțumesc pe această cale Monei Ardeleanu pentru permisiunea de a prelua textul acestei meditații. Ea se cheamă Copacul Interior și este o meditație care ne ajută să ne eliminăm blocajele de la nivel fizic și mental. Este o meditație care poate fi practicată mai bine în aer liber, stând în picioare, cu spatele drept. Iată cum începe ea. Relaxați umerii și diafragma. Expirați adânc, eliminați tot aerul din plămâni și inspirați normal. Respirați astfel de 10 ori. Vom începe acum.
ultima expirație, coborâm adânc în hara, în zona abdomenului inferior, cam la 3-4 cm sub ombilic. Vom vizualiza sămânța unui copac în hara și ne alegem un copac care considerăm că ne reprezintă. Acum, permitem acestei semințe să se dezvolte. Vizualizăm cum rădăcinile sale coboară prin picioare, prin tălpi și se înfig adânc în pământ, absorbind apoi seva pământului. Vizualizăm acum tulpina copacului, cum începe să crească din zona lui Hara. Vizualizăm crengile copacului și frunzele lui, cum încep să crească prin tot corpul. Permitem acestui copac să se dezvolte. Începem să ne deschidem și să eliminăm toate blocajele care ar putea să oprească această creștere. Copacul interior continuă să crească. Rădăcinile sale se înfig tot mai adânc în pământ. Ramurile depășesc granițele corpului nostru fizic. Se deschid către soare. Oriunde sezizăm blocaje în corp care ar putea opri această creștere, le deblocăm și dăm voie copacului interior să crească tot mai mult. Simțim echilibrul între cer și pământ și devenim una cu copacul, care se dezvoltă armonios. Suntem una cu ființa interioară, care acum se manifestă plenar în corpul nostru. Revenim încet, mișcăm degetele de la mâini și de la picioare, frecăm palmele între ele. Putem să practicăm această meditație ori de câte ori simțim că apar blocaje în corpul nostru sau că suntem închiși în fața vieții. Acum vom continua cu o meditație care se cheamă oprirea gândurilor. Ea se poate face în orice moment al zilei, fără a avea un spațiu dedicat sau mai mult timp la dispoziție. Este vorba despre un exercițiu care ne ajută să ne oprim șirul judecăților minții asupra lumii. Iată cum se face ea. Ne imaginăm că suntem într-un glob de cristal transparent. Fiecare gând generează un ecran de fum în jurul nostru și nu mai putem privi cu claritate lumea din afara globului de cristal. Pe măsură ce golim mintea de gânduri, fumul din jurul nostru dispare și putem vedea din ce în ce mai bine ce este în fața noastră și nu o imagine neclară sau deformată a lumii exterioare. Ori de câte ori ne simțim încărcați de gânduri și nu reușim să oprim curgerea lor, putem să exersăm această meditație. Vă mulțumesc frumos! Meditația noastră de astăzi a luat sfârșit și mulțumesc frumos Monei Ardeleanu și site-ul inteligentacorpului.wordpress.com pentru aceste frumoase meditații.